Sălile de operație, secțiile ATI, maternitățile, dar și unitățile de primiri urgență sunt zonele prioritare în cazul unei avarii de curent electric. Cu siguranță, o pană de curent ar produce panică în rândul pacienților, aparținătorilor și cadrelor medicale. Pentru a nu exista nicio problemă, conducerea Spitalului Județean Buzău testează periodic dacă generatoarele de curent aflate în dotarea unității medicale sunt funcționale. Nu de alta, dar paza bună trece primejdia rea. Într-adevăr, avem generatoare. Chiar săptămâna trecută am făcut testele ca să nu fie nicio problemă, atât la Spitalul Județean cât și la maternitate, și suntem în regulă și nu avem nicio problemă vis-a-vis de acest aspect. Potrivit specialiștilor, un generator electric intră automat în funcțiune pe secții la întreruperea curentului electric. În blocul operator, neonatologie și ATI, generatoarele funcționează la capacitate maximă.